Ei, bună ziua! Sau bună seara mai degrabă! Familia 25 a fost cea care a suportat startarea sau restartarea. Când am pus aici 6 rame de cu fagure, am făcut o greșeală aici, am pus-o doar cu sârmă și deja mi-au clădit-o și e și o oată. Aici sunt 4 rame cu puiet, da? A patra este o oată și 2 care sunt în fază de clădit. Și astea sunt rame puse goale, oarbe, pentru a-mi susține punga. Deci, domnul Iulius, așa am făcut eu startarea. Am scuturat toată albina, am măturat-o de pe rame, am stropit-o cu oxalic și cu apă, 20 de grame la litru, și după care am atașat regină tânără, mama fiind mutată în altă unitate biologică, fiind o matcă valoroasă, am păstrat-o pe 3 rame de multietajat. Eu nu le omor, îmi pare rău să le omor, le păstrez până la sfârșitul sezonului, când atunci le scot din os. În altă ordine de idei, de când am făcut startarea, ori primit păpică, sirop la pungă, și acum am 4 rame bine clădite și cu puiet și alte 2 care sunt în fază de clădire. Cele 5 de ei sunt puse pentru suport la a susține punga. Aici am păpica, nu e foarte bine omogenizată, așa, îi voi atașa hrana proteică, să dau puțin cu fum să nu strivesc albina, că ea este foarte lacomă, să zic așa, da? Nu, când e vorba de a sta pe hrană, nu se dă deoparte. Am pus pe hrani gratie Hahnemann să o tragă mai bine. Voi pune punga de sirop. Punga de sirop. Sunt circa 5 litri. Așa. Voi pune punga de sirop. Așa. Nu prea folosesc fumul și nu îl îngrijesc să o stins. Așez punga de sirop. Da? Și voi vă da o gaură cu pioneză. Atât. Dar restul las pe albinuță să-și facă treaba. Asta este a treia pungă de sirop pe care o papă. Da? Și de aici încolo nu pot să-i spun decât poftă bună. Așa că dumneavoastră vă spun spor la treabă și poftă de lucru. Pare puțin mai costisitor ca manoperă să stai să mături albina. Ramele care au fost aici, părându-mi rău să le sacrific, le-am mutat să întărez roii. Roii au un alt management pe tratamentul de varroa. Cam atâta. Orice altă întrebare care se ridică, vă rog frumos în comentarii să le putem dezvolta și să lămurim. Cu respect, vă salută Ionel de la Apis Ines din Berindei.